Agenția Ceata, cea mai cunoscută în domeniul organizării de evenimente sportive din vestul țării, în parteneriat cu primăria și Consiliul Local Belinț, au demarat anul trecut un proiect sportiv inedit pentru o localitate cu aproximativ 2500 de locuitori. Este vorba despre un turneu de copii din generațiile Under 10 și Under 11, care își propune an de an să aducă în comună echipe fanion ale fotbalului românesc. Anul trecut au primit vizita copiilor de la Academia Hager, în acest an Universitatea Craiova trimite 50 de copii, însoțiți de antrenorii Mondea Ștefăniță și Mădălin din Ciucă, fost capitan al Universității din capitala Băniei. Vor fi 48 de meciuri, 1920 de minute de fotbal, sub atenta supraveghere a cadrelor medicale, coordonați din teren de arbitri dedicați jocurilor de copii, dar și foarte mulți susținători. Sunteți așteptați într-un număr mare să vedeți meciurile copiilor într-un cadru supervizat și foarte bine conceput. Programul este următorul. Vineri 10 mai între orele 17 și 20, sâmbătă între orele 9 și 18 și duminică între orele 9 și 15, evenimentul se va încheia cu festivitatea de premiere.